curiozitate personală și de mult vreau să vă întreb, dar n-am avut ocazia până acum, de ce producții după alte povești și nu povești proprii? Nici nu știu să-ți răspund la asta, pentru că asta ni s-a cerut în principal. Și pentru că... Nu, asta e motivul principal, că ni s-a cerut după alte povești. Dar să știi că diferența între povestea pe care o cumpărăm și povestea pe care o facem este foarte mare. Știu, am remarcat de-a lungul timpului, pentru că mulți au văzut și povestea veche, sau mă rog, povestea veche, de la ce a început serialul românesc, și se vede treptat de la un sezon la altul. Dar de asta avem o curiozitate. De ce nu mai facem noi? De ce metoda asta merge mai bine? E un trend? Trendul turcesc e un trend foarte mare all over the world, adică nu ține de România. În Spania acum sunt 6 seriale turcești în prime time. Ca să înțeleg. Și nu e vorba de televiziunea națională. Televiziunile comerciale mari, toate, difuzează în prime time serial turcesc. Știți că tot la început, dacă vă mai aduceți aminte, acum 12-15 ani, românii au fost reticenți și mulți actori că, vai, sunt telenovele, nu vrem să jucăm. Acum, nu ne mai surprinde și măcar faptul coreenii, la care nu, eu personal nu m-aș fi așteptat să facă telenovele, și să aibă atât de mare succes încât ale coreenii să fie copiați de turci, turci de spanioli sau de români și așa mai departe. Și americanii au cumpărat coreene, da? Și le-au făcut, da? Deci dacă există în momentul ăsta două piețe foarte puternice de povești, de scripturi, e piața turcească și piața coreană. Și turcii fac după coreeni. Da, 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 da. Adică nu m-aș fi gândit coreenii să se ducă în zona asta. Nu, sunt și chiar buni. Dacă nu v-am prins, pe piozdina, vreau să mai aflu câte una alta. E adevărat că majoritatea serialelor de genul porneze ori de la povestea lui Contelui de Monte Cristo, el sărac ajunge bogat și se răzbună pe ceilalți, sau A Cenușere se ia fata săracă, se căsătorește cu un bogat. Multe, și Rățușca și Aurâtă, sunt tot felul de mituri luate din povești, pentru că adultul din fericire încă are nevoie de povești. Fiecare film e o poveste, fiecare serial e o poveste. Ne uităm pe streaming-uri toți în disperare. Sunt o grămadă de povești acolo și sunt inspirate inclusiv din telenovele sud-americane. Inspirate, nu neapărat copiate. Unele au fost chiar cumpărate, unele sunt doar inspirate. Spuneți-mi cum e serialul ăsta. Știu că vă întreb pe dumneavoastră, pentru că nimeni n-a vrut să ne dea prea multe detalii. Nu știm copilul cui, ce mamă are, mama, ce copil. Știm doar de domnul Bebe Cotimanis și Carmenescu, că sunt o soție. Asta pentru că le-au dat de gol ținuta. Și era clar că erau din aceeași familie. În rest, nu știm nimic cu nimic. Noroc cu Ioana că ne-a zis că ea e cea mai rea. Rea, rea, rea și iarăși rea. Cum a fost pentru serialul ăsta? Castingul? Da. Singurul care a intrat fără casting în distribuția asta a fost Bebe Cotimanis. I-am gândit personajul dinainte de a ne apuca să scrie. Restul, absolut toată lumea a dat castinguri și încă foarte grele. Foarte grele. A fost o săptămână de casting. Și așa, ca o paranteză, am avut și o istorie. Noi am făcut castingul acum un an. Acum se împlinește un an de când am făcut castingul. Am luat un protagonist care între timp s-a dus într-o vizită în America, s-a însurat și, ce să vezi, nu s-a mai întors și ne-am trezit în primăvară că noi trebuia să începem în două luni, trei luni filmarea și nu mai avem protagonist. Și am făcut un alt casting să găsim protagonistul. Dar știi, se spune că tot rău spre bine. Cred că așa a fost. Deși cel care a luat primul castingul e un actor celebru în România și titrat și așa, găselnița asta cu Ștefan este... O să vedeți. Da, nu, oricum ne place. Eu aș fi subiectivă mie, oricum îmi place Ștefan și chiar abia așteptam să-i dea cineva o șansă și mă bucur că noastră în continuare da șansă copiilor, mă rog, că văd că sunt trei generații aici, mici și mijlocii și puțin mai mari, ca să nu-i facem mari. Și le dați-o timpul și puneți-mi în prim plan, chiar dacă de multe ori personajele din plan secund sunt actori mari și într-adevăr au alte povești și lumea interacționează și altfel cu ei și contează mult și personajele,
le dați tot timpul șansă celor mici. Păi altfel nu prea se poate, pentru că poveștile în general sunt povești cu și despre tineri. Cel puțin la mine în distribuție n-ai să vezi niciodată o doamnă de 40 de ani care joacă una de 18 sau de 20. Never ever. N-ai cum să nu le dai o șansă. Numai din facultatea din București e 60 de studenți pe an. Nu mai vorbim de facultatea de la Cluj, de la Târgu Mureș, de la Iași, de la Timișoara. Gândește-te ce putere de alegere aia. Sunt mulți, sunt foarte mulți și unii dintre ei sunt foarte buni. Eu sunt foarte încântată de ce am luat pentru serialul ăsta. Foarte încântată. Știți că nici n-a început bine și noi deja ne gândim la următorul, dar vreau să vă rog ceva, nu mai faceți mai multe sezoane, că noi nu ne place, ne țineți acolo, numai că vrem să se termine, dar să fie acolo finalul și mai bine faceți cu două, trei sezoane, unu, două și alte și mai multe filme. Nu e un deal bun? Știi cum e? Nu e un deal bun, pentru că nu e după noi, e ce comandă canalul, până la urmă clientul nostru, stăpânul nostru, nu e asta ne cere, asta face. Și Adela a avut un sezon suplimentar pentru că a fost o cerere cu putere din partea Antenei 1. Antena, ei trebuie să... Deci cu Antena trebuie să negociem să facă mai multe filme, nu mai multe sezoane. Exact.